copilul ăla? Vulpea cu nouă cozi. Normal, el e cel mai rău soi de cap al răutăților. Al onorabilului al treilea Hokage. Nu poți lăsa un amator ca ăsta să te atragă într-o luptă chiar dacă o merită. Onorabile nepot, oprește-te! Chiar acum! Naruto te transformă într-un delinvent. Numai antrenamentul meu special te poate pune pe drumul cel mai rapid spre a deveni un Hokage. Gata! Crezi tu că numești slab și fără putere? Că toate astea sunt din cauza acelei ridicole și nepotrivite arme jutsu a ta, m-a luat prin surprindere, asta e tot. Nu aș fi atât de nechipzuit încât să judec abilitățile mele în funcție de un incident petrecut cu mult timp în urmă. Nu ți-a răcit spiritul? El a întors foile. În loc să încerce să scape, el vine chiar la mine. Kakashi întotdeauna a spus că el e un ninja imprevizibil și încăpățânat. Jocul s-a terminat. Bine, poate că am exagerat puțin în comparațiile mele, dar ideea de bază este că îți epuizezi prea multă din putere, Naruto, și...